După atâta fric și ceață, iar s-arată soarele. George Topârceanu parcă ar fi scris aceste versuri special pentru primăvara anului 2014, în care am avut parte numai de temperaturi scăzute și precipitații. Meteorologii ne dau însă vești bune. De astăzi, ploile vor fi tot mai rare. Gradia precipitațiilor se va restrânge, iar acestea vor diminua în intensitate, astfel încât sperăm la o ameliorare a vremii din punct de vedere al precipitațiilor, deci să nu mai avem precipitații în cursul zilor de 6, 7 și 8. Ele vor mai rămâne în zona montană înaltă, deci în cursul după amiezelor vor mai fi, dar nu de anvergura celor înregistrate în zilele anterioare. Și vremea se va încălzi și în final vom simți că este primăvară și chiar luna mai. Soarele scump la vedere în ultima perioadă, deși n-ar fi trebuit, ni se va arăta din ce în ce mai des. În următoarele 4 zile, temperaturile vor urca până la 23 de grade Celsius și nu vor coborî sub 4 grade. Dacă acum avem temperaturi sub normele climatologice, cu câteva grade, nu mult, 3-4 grade sub normele climatologice, începând din cursul zilei de mâine, ele să crească ușor și treptat, astfel încât să ajungem la aceste norme climatologice. Cantitățile de precipitații căzute în Oltenia în perioada 29 aprilie 5 mai au fost însemnate. În Dolj, la Răcari, 85 de litri pe metru pătrat, în Gorj, la Apa Neagră, 92,1 litri pe metru pătrat, în vreme ce la Broșteni, în județul Mehedinți, s-a înregistrat un record de 100,4 litri pe metru pătrat.